mod normal ar trebui să se finalizeze. În mod normal, credem noi că astăzi, mâine, parcă ar trebui să se rezolve sau să fie discutate și problemele rămase, în așa fel încât să putem vorbi în ansamblu despre evaluarea întregului proces de negocieri și eu sper să se încheie cu bine, cu propriu zis, semnarea unui acord. Se lucrează destul de intens și la programul de guvernare și la acordul de coaliție. Din punctul meu de vedere, discuțiile care au loc au la bază totuși niște reguli. Chiar încercăm să facem cât mai multă referire la regulile europene de organizare a puterii în stat, de formarea unei guvernări. Această formulă, acest algoritm cu rotația, cu 1-1-1, la care am făcut de trei ori referință, s-ar putea să se regăsească în modul de organizare a structurilor puterii de stat. Pe mine lucrul ăsta personal mă bucură pentru că sper aceasta să reprezinte și un standard de activitate pe viitor în activitatea de zi cu zi și toate împreună să ducă la atingerea unui nivel mai înalt al responsabilității față de cetățeni. Pentru că, din păcate, anterior, când se negocia, fără supărare, și în 2009, și în 2010, și în 2014, era o mare diferență între ceea ce se spunea în fața presiei sau în timpul campaniei electorale cetățenilor și ceea ce propriu zis se discuta în sala de negocieri. Pentru că lipsea o regulă europeană pe masă. Acum, cât de cât, ceva este. Nu-i perfect, nu este ideal, dar e o diferență față de a fost.